Spectacol de stradă pe platoul Piața Amzei. Trupa Playhood, formată din copii defavorizați din Ferentari, a bătut toba tare pe platoul din capitală și a susținut un recital artistic de excepție. Toto și prietenii lui din Ferentari le-au arătat bucureștenilor cât sunt de talentați. Copiii în zilele noastre, de vârsta noastră, ar trebui bucuria să facă un sport gen fotbal, poate să facă și teatru, că e foarte educativ, să, nu știu, să își ocupe timpul, să nu stea toată ziua, să nu facă nimic, că așa nu ajunge nimica. Ne bucurăm foarte mult că am ajuns aici pe platoul Amzei și suntem foarte fericiți că facem lumea fericită. Muzică de calitate, mâncare delicioasă, oameni buni și copii talentați. Toate la un loc, chiar în inima capitalei. Pe platoul Piața Amzei găzduim evenimente culturale și de asemenea găzduim fundații, asociații ale oamenilor mai puțin norocoși. Fundația Solidaritate pentru Integrare Socială din Săvinești vă oferă produse sănătoase, produse făcute cu drag. Vă așteptăm aici pe platou în Piața Amzei, așa cum v-am obișnuit, cu preparatele foarte gustoase și la grătar și fierte, cum ar fi sarmalele de porc, din carne de porc în valzahră. Avem pomana porcului, pastramă de berbecuț la grătar, avem micii boierești la grătar, cârnăciori, pulpele de pui și frigăruile, cotlet de porc, ceafă de porc la grătar, scăricică, aripioara de porc coaptă în bere la cuptor. Playhood este o trupă de teatru formată din adolescenții înscriși la Clubul de Educație Alternativă din Ferentari. Potrivit coordonatorilor trupei, acest proiect artistic este menit să-i țină pe copii departe de tentațiile nocive ale străzii.